prima fritură pe 2022. Ăsta e peisajul de iarnă cu somn și înghețat, în ghilimele, înghețat că nu înghețat, că curge, dar așa de iarnă și, da, bate din soarea, pe mere să ne bliociorim. No, ăsta e complexul de natație universitate, ăsta e bazinul facultății Babeș și, noi, eu de când, Universității Babeș, nu, da, mă, așa, nu facultății, fie. No, așa, păi și de când m-am lăsat de fumat, 15 martie 2014, după aia am zis că vin să înot și ăsta e bazinul ăla jmecher, ninge. Fosta mea parteneră de la Balul Bobocilor din liceu și acum au venit și ea să note. Și nu, nu ne-o zic. Ați văzut-o? Pare foarte frig și noi am venit aici la căldură, pe caldă, recomand. 10 din 10. Câte ture dați astăzi? Nu știu câte. Am făcut 30. La 7-a. La 7-a, deci dacă Raluca face 30 de ture. Care n-am făcut. A, pe dacă ai zis acum 30, doar nu o să zic acum 20, că mă fac de mirul lumii. Nu știu, ieri am dat 7 ture. Ieri au fost așa relaxare din aia, ca Melci. Ne păstrează Raluca loc la not. Nu uite cum te întâlnești cu foștii colegi de liceu la not. Din Cluj în Cluj. Și uite, vezi zăpadă și noi suntem în Londru și ne băgăm să ne bluciurim. Deci n-am mai fost la not de ieri, că și ieri am venit. Dar până ieri n-am mai fost de din vară, când era vreme fain, erau sezongurile pe acolo, pe afară. Puteai sta liniștit, te relaxezi, nu erau restricții. Acum o trebuie să-mi fac test anti-Covin, Corvin. Știi, o zice în Corvin, știi că sunt din Hunedoara, dar bineînțeles că a fost negativ. Și am pătruns aici, facem o tot de mișcare. Dacă bine știți, am devenit între timp instructor auto. Deci meseria asta începe să mă bată la spate extraordinar de mult, că numai în mașină stau și nu știu cât de desesizabil sau nu, ne-mi dau seama că m-am îngrășat, da, și nu e ok. Statul în mașină nu e ok. Aia o să fiu poate nașpa sau nu, și o să-mi impun limite și nu o să iau 700 de elevi, ca să pot să am și eu timp să-mi trăiesc viața, să vin să not aici. Sper că mai înțelegeți la ce mă refer, nu? Că trebuie să avem grijă de noi, că asta e mașinăria supremă. Asta a fost prima fritură pe 2022. Am mutat să-mi leg ghizmenele astea, să nu-mi cadă pantalonii când mă bag în apă. Da, e fain, e fain. Mai e ceva ca la olimpiadă, e lumea aici la unde sărit, am sărit. Am ce mai urmează și trebuie să facem cele 30 de ture de 30 de ture de bazin. No, primele două ture de bazin. Băi, se simte, chiar se simte că n-am mai fost la bazin și obosesc așa încet încet. Dar o să recurg la labele astea, să trișez cum ar veni. Deși nici cu astea nu e cel mai wow. Nici tot tare glezele. Dar dăm și cu astea. Ce concluzie am ajuns, fraților, că mi s-a rupt o labă din aia. Deci laba dreaptă e așa ruptă cum ar veni. Și foarte, foarte greu înaintez. Așa că o să renunț, dar merg să mănânc un sandwich din ăsta bun, să cap puțin de energie și să văd unde era Luca, să văd ce mai face, să mai vorbesc cu trăcuia. Uite-o de fapt aici, fii atent. Văzut? Raluca. Câte ture? Nu, Raluca e la 15 ture, mai are încă 15 și au făcut 30 și abia 4 am făcut. No, vedeți voi? Da, asta este. Ce frig e aici. Ai scos geamul ăla deschis acolo. No, deci 04376. Asta a fost cea mai rapidă tură pe care am putut să o bag acum la final cu ghiombele astea. Și da, nu știu care e recordul, dar mai venim. La revedere, sănătate! Fai multă, vezi ce sunt luat acum, că nu le știm cu omul ăsta, dar așa e tot timpul la bazin. Vii, te întâlnești cu oameni, salut. E atmosferă faină aici, așa știi, te întâlnești cu oameni, la saună, stai, povestești, bagi de vină, mai e o cârca și cârcotași. Ăsta a fost notul pe astăzi. Raluca între timp a plecat și a făcut turele. Eu am făcut și eu acolo, deci la un moment dat, nu știu câte ture am mai făcut, sincer vă zic, habar n-am, deci probabil că le-am făcut, că în ultimele 22 de minute, știu că am dat tare, cred că le-am făcut. Bun. Și adineauri, pe când să ieșim, a fost un băiat aici și a întrebat-o pe doamna de la casierie dacă pot să mai aducă pe încă cineva care efectiv să stea pe margine,
să-i numere turele la om. Deci vă dați seama cât de mult înotă oamenii și îi, într-adevăr, pare un lucru simplu, să numeri 1, 2, 3, 7, dar la un moment dat, de la câte ture efectiv faci și ești concentrat să-ți menții acolo respirația, să alergi, să înoți pe timp, să scoți timpul ăla bun, dacă putem să zicem așa, efectiv uiți, că am observat și eu, și cu Ilan mă gândeam, bă, cât e, a șaptea tură, e a șasea? E așa, bă, nu, că n-are cum să fie a nouă, că e a șaptea, dar cum, că l-am zis atunci. Deci zici că ești nebun la un moment, dacă nu mai știi, deși pare că, după cum ziceam, e un lucru din ăsta simplu cu număratul. Bun, ăștia am fost cu notul weekendului ăstuia, mâine o să fie ziua națională, a doua noastră zi națională, 24 ianuarie 2022, mica unire. Ne-am cumpărat și steguleții din alea, poate mai facem și mâine un film, vedem cum ne încadrăm, că mâine dimineață venim mai de dimineață, la 8:30 să fim aici și profităm la maxim. No, cam asta cred că am avut de moment. Iulian, mai e ceva? Nu ce, cred. Ce să mai fie? Tot mai e. No, ciao, bau! Hu!